Bună seara și bine v-am găsit, oameni buni! Ce ați mai făcut de când nu ne-am văzut? Ați reușit să descoperiți o marcă nouă de vin sau poate un fel nou de cașcaval? Acum recunosc cu mâna pe inimă, m-am culcat și eu aseară, cu alea trecut de miezul nopții și asta pentru că astăzi este o zi de sâmbătă și oricum nu trebuia să mă scol din pat cu noaptea în cap, nu că în celelalte zile ale săptămânii m-aș fi trezit cumva mai devreme și aș fi fost mai matinală. Viața noastră de o bună bucată de timp este un deja vu continuu. Bucătărie, veselă, frigider, lecții online, desene animate la televizor, mai o discuție pe tonuri ridicate cu soțul, nu de alta, dar să ne păstrăm tonusul și să știe și vecinii că suntem oameni vii, iar bucătărie, iar veselă, iar frigider, patul, televizorul, edițiile speciale. Dar să nu banalizăm cu totul această frumoasă zi de sâmbătă, care oricum este încărcată de istorie și are o conotație importantă pentru comunitatea internațională. Astăzi sărbătorim cu toții Ziua Europei. Și asta pentru că la 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul afacerilor externe din Franța, prin declarația sa, a dus logic la crearea comunității europene. Atunci era vorba de crearea unei comunități care să răspundă de cărbunele și oțelul din Europa, banal pentru secolul 21, dar foarte important pentru perioada postbelică. Deci, evident sau nu, dar declarația lui Schuman a venit ca o logică verigă a finalizării celui de-al doilea război mondial. Deci, logic, în această zi de 9 mai sărbătorim cu toții, sau mai exact, comemorăm cu toții victimele care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial. Și așa cum nu există război bun, nu există nici pace rea. Cine s-ar fi gândit că în 2020 omenirea va trece printr-un alt război? Unul tăcut, distanțat, dar unul care va fulgera oameni cu o viteză uimitoare. În prezent, 4 milioane de oameni de pe întreg globul pământesc sunt deja îmbolnăviți de COVID-19, iar 300 de mii au pierdut deja lupta cu viața. Primul caz de deces a fost înregistrat la 9 ianuarie 2020. Iar eu astăzi aș vrea să vorbesc cu domniile voastre. Apropo, suntem în emisie directă la Moldova 1 și pe pagina de Facebook TV Moldova 1, ceea ce înseamnă că suntem conectați la lumea întreagă. Am zis că astăzi aș vrea să vorbim despre eroii vremurilor noastre. Și când zic eroi, mă gândesc la oamenii care au învins COVID-ul, cei care s-au întors deja acasă și încearcă să-și creeze propria lor viață odată ieșiți din spital. Cum e să trăiești cu această pată pe suflet și pe minte? Cum e să te întorci acasă, să privești pereții odăii în care ai trăit până acum și să înțelegi că a ieșit învingător? Așa că acum am conectate două familii. Sau mai exact, vreau să salut și o să mă întorc spre ecranul meu pentru că văd deja în imagine. În stânga mea este doamna Viorica Capcelea, care e din Trieste, Italia, în această clipă. Bună seara și Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat! Am avut și mă bucur! Iar în dreapta mea este familia Bujor, o văd pe Tania și pe doamna Domnica. Salutare, dragile mele! Bună seara, Rusalina! Salutare tuturor celor care ne privesc de acasă și de pe spațiul online. Apropo, e pe undeva și domnul Sergiu, vreau să-l salut, chiar dacă nu-l vedem în ecran. Este și Adrian, puiul tău de 5 ani de zile. Pentru mine, familia Bujor este o adevărată învingătoare, pentru că toți membrii acestei familii au fost spitalizați, au trecut prin calvarul COVID-ului, au revenit acasă și încearcă să trăiască mai departe. Tania, doamna Domnica, cum e viața revenită, odată reveniți acasă? Am emoții. Noi vă vedem foarte bine, vă și auzim, Tatiana. Zim dacă când primește... am venit acasă după spital, mi-a fost foarte greu. Eram singură, nu era niciun membru a familiei.
Tania, eu am înțeles că starea ta psihologică s-a înrăutățit în momentul în care nu mai dădeai de mămica ta la telefon, știai că e spitalizată în altă parte, nu puteai să iei legătura cu ea, iar apelurile telefonice pe care le dădeai la Spitalul Republican nu te linișteau. Rusalina, deci mama a fost internată la spitalul de urgență, a stat în secția de reanimare, un pic o să te corectez, dar nu cred că asta este esențial prea tare, da. Deci cred că cel mai mare șoc emoțional pe care l-am avut în decurs de 11 zile, în care n-am știut nimic din ce face mama mea, cum se simte, atâta doar că este gravă și medicii luptă pentru viața ei. Iar aceste noutăți zi de zi, nu știu, era o încercare care pur și simplu mă depășea. Eu fiind internată în alt spital cu copilul și tata în altă parte, deci situația pe ansamblu m-a adus, pot să spun, la agonie, da, emoțională, în care pur și simplu îmi imaginam orice scenariu de a pierde lupta cu viața sau câștigă. Mă rugam bunului Dumnezeu și știu că ne iubește de acolo de sus, pentru că mi-a dat o a doua șansă în privința mamei. Ea a fost o luptătoare adevărată și chiar ne-a povestit și ce s-a întâmplat în acea perioadă. Sunt momente care ea le ține minte, sunt care nu, dar rezultatul final contează, pentru că medicii chiar s-au dăruit și au luptat pentru ea. Tania, mi-ai spus un lucru care mi s-a părut cel puțin din domeniul filmelor frumoase pe care le vedem la televizor, că nu recunoști la față niciun medic și niciun asistent social, că îi vedeai ca pe niște umbre, intrând și ieșind și deosebeai doar după temperament și după voce în cele 3 săptămâni cât ai fost spitalizată. Așa este. Deci în spitalul unde am fost eu cu copilul, chiar spuneam și ție că cred că mi-aș cunoaște medicul după siluetul și după glas, doar atât. Pentru că toți erau pe aceeași față, în sens că același costum, tot echipamentul de protecție era la fel și după statură, cred că și după voce puteam să-mi dau seama cine intră și cine nu. Pot să spun că am fost cumva norocoși, că noi am fost în primul val de îmbolnăviri și noi chiar am nimerit în spitale cu condiții foarte bune, foarte bune. Zi-mi acum, nu știu dacă te-ai gândit că o să povestești asta la televizor, eu vorbesc cu oamenii din preajma mea și de fiecare dată le zic, am impresia că o să mor de foame dacă mă îmbolnăvesc de COVID, da? Mi se pare o banalitate, dar eu cred că e o boală în care imunitatea ta poate să o câștige și să lupte. Ori fiind în spital și având o mâncare cel puțin dietetică, nu prea reușești să faci față. E adevărat că puteai să comanzi pizza și infirmiera mergea la poartă să-ți aducă pizza? M-am crezut că ai spus despre acest lucru, dar da, am făcut și din astea, pentru că în decurs de 3 săptămâni încerci cumva într-un spațiu închis de 2 metri pe 2, nu știu, aproximativ cam asta era spațiul în care am trăit și am dormit și am trecut peste această boală. Da, copilul s-a licitat și altceva decât ce ne dădeau în spital. Și eu, ca mămică pe care îmi iubesc odorul, am încercat să-i fac poftele. Să faci pe plac. Hai să o provocăm la discuții și pe doamna Viorica Capcelea. Doamna Viorica este plecată de acasă, de aici, din Republica Moldova, de 20 de ani împreună cu familia. Aveți doi flăcăi, doi bărbați deja, pentru că sunt cu familiile lor acolo. Unul, apropo, este aici, în Republica Moldova, pentru că l-a prins aici timpul înainte de pandemie și cumva așteaptă să treacă valul ăsta ca să poată reveni în grade în Trieste, acolo unde sunteți dumneavoastră acum. Aveți o altă poveste legată de COVID-19. Cum ați înțeles că sunteți bolnavă și cum ați încercat acasă, pe cont propriu, doar cu medicul la celălalt capăt al telefonului, să vă vindecați? Știți, a fost într-adevăr o cumpănă pentru mine. Ne-ați numit eroi, dar nu ne socotim eroi. Pur și simplu am învins la momentul actual această boală.
La început am avut suspecție că e o influență obișnuită, o răceală virală, cum se întâmplă la majoritatea persoanelor în acea stagiune. Eu m-am îmbolnăvit aproape de sfârșitul lunii februarie. Faptul că sunt medic mi-a ajutat foarte mult să-mi valutez starea mea de sănătate și am fost foarte bine tratată de medicul de familie care întotdeauna mă suna și întotdeauna îmi dădea sfat. La început, când abia s-a început primul val de această boală, încă nu se știau complet foarte bine toate simptomele. Pe urmă, lista simptomelor s-a lărgit foarte mult. Dar la început se spunea că dacă temperatura e mai jos de 38 de grade, nu poate să fie COVID. Plus, dacă curge nasul, nu poate să fie COVID. Eu, în schimb, aveam temperatura 37,2-37,4 și acest fapt, medicul mi-a spus că nu îi se permite ca să-mi facă probele de tampon pentru a confirma această diagnoză. Cu toate că în acea perioadă, deja în trei localități era introdus carantinul la noi în Italia. M-am tratat ca de o influență obișnuită, de o gripă. Cum v-ați tratat în general? Ce medicamente ați folosit acasă, pe cont propriu? Spuneți că sunteți medic. Aici, în Republica Moldova, ați fost medic pulmonolog, da? Așa se zice corect. Exact în domeniul în care ați avut acum mare nevoie. Da, inhalații, ce ați făcut? Paracetamol, că așa vorbește lumea. La noi nu e paracetamol, este tachipirina, care e practic același paracetamol. Am primit antiviral chiar deodată, din prima zi. Am primit timp de o săptămână acest preparat și de acum simptomatic. Făceam foarte multe remedii naturale, foarte multe inhalații. Și aceasta m-a ajutat într-o măsură oarecare, dar vedeam că totuși progresează boala. Și când am constatat că temperatura se menține în lung timp, am avut temperatura practic 13 zile. Au mai apărut și alte simptome, a dispărut complet mirosul și senzația de gust. Aveam slăbiciuni foarte mari, care nu specifice așa de tare, pentru că erau slăbiciuni diverse de slăbiciunile care ai la o răceală obișnuită. Și încă am observat un fapt foarte interesant, că eu sufer ca atare de tensiune arterială ridicată, dar în cea perioadă nici n-am avut nevoie de aceste medicamente, pentru că îmi scăzuse tensiunea. Și chiar era o leacă mai joasă decât tensiunea mea normală. Ceea ce pe invers, din câte am înțeles, doamna Domnica, din contra, are probleme cu tensiunea, da? Dar post boală acum, așa este? Ne auziți? Hei, Moldova! Da. Sunteți cu noi? La moment am foarte mari probleme cu tensiunea. Ne-au schimbat a trei oară tratamentul. Și posibil sunt ceva urmări pentru inimă, care tot COVID-ul i-a dat. Știți ce aș vrea să vă întreb? Mare pentru inimă. Știți ce aș vrea să vă întreb? Cum vă simțiți acum, odată reveniți acasă? Pentru că eu cumva ziceam, Doamne, poate totuși trebuie să trec prin boala asta, să-mi iau de o grijă. Ori după discuția separată cu fiecare din domniile voastre, am înțeles că greul nu se finalizează odată ce ieși din spital, că starea domniilor voastre e destul de precară și că aveți nevoie de o recuperare destul de lungă. Tatiana, te întreb pe tine și pe urmă întreb și pe doamna Viorica. Deci da, poate în cazul meu ar fi o recuperare mai scurtă, dar două săptămâni de carantină care le-am avut n-au fost suficiente. Iar în cazul mamei, cred că o să fie ceva mai de lungă durată, pentru că la ea chiar sunt urmări mai complicate, din cauza că și starea a fost complicată. Și trebuie să vedem în timp cum evoluează starea ei de sănătate. Eu, pe fond emoțional, chiar la moment urmez un tratament medicamentos de calmare, de normalizare a tensiunii. Poate fizic nu mă simt atât de rău, dar persistă o nădușală la efort, fac un efort care
până la boală nu mă costa nimic, acum chiar trebuie să depun ceva mai multe forță pentru a realiza unele activități zilnice. Doamna Verica, cum vă simțiți dumneavoastră acum? Desigur, nu bine. După acele 6 săptămâni cât a durat boala în fază activă, pe urmă s-a început faza de recuperare. Eu acum am înădușală permanentă, care chiar și în liniște, când stau șezută, fără a efectua niciun efort fizic, o simt. Dar e destul să fac 10-15 pași, că trebuie să mă opresc pentru că mă înăduș. M-am adresat la medic, acum fac alte examinări adăugătoare și am început să fac respirație cu înflarea baloanelor, care îmi dezvoltă și mai bine acum plămânii, pentru ca să recuperez acele forțe care le-am pierdut. Uh-huh. Trebuie să-mi restabilez și tensiunea, pentru că acum îmi joacă. După acele 6 săptămâni de boală, tensiunea era puțin joasă, dar acum din nou joacă foarte tare. Și medicamentele care mai înainte mă ajutau, acum nu mă ajută. Mi-au schimbat, mi-au dat o schemă nouă, dar nu văd nicio îmbunătățire. Deci voi trebui din nou să schimb medicamentele ca să văd vreun efect oarecare. Spuneți-mi, vă rog, dacă există o comunitate a oamenilor tratați de COVID-19. Pentru că eu așa v-am găsit împreună în seara asta. Cumva vorbeam cu Tania, care mi-a zis că, uite, mămica mea a primit un mesaj pe Facebook de la o doamnă din Italia, care a trecut și ea prin aceste greutăți. E un mesaj foarte pozitiv. Cumva încercăm să ne unim între noi, să ne povestim unul altuia. Deci, vorba aia e un fel de sectă COVID deja creată a oamenilor care au trecut prin aceste greutăți, care încearcă să meargă mai departe și care își povestesc simptomele, tratamentul. Nu știu, în Republica Moldova, Tatiana, doamna Domnica, există o comunitate a oamenilor tratați? Deci nu există, apropo, nu există și chiar mă gândeam ieri, astăzi, că ar fi bine să creăm un grup, cred că, în spațiu online, ca să invităm toți care se cunosc între noi, deoarece cel mai bine ne înțeleg cei care au trecut prin această boală. Mm-hmm. Și încearcă să ne condamnăm unul pe altul și din contra să ne susținem. În comparație cu cerul unde noi trăim, vecinii ne evită. Deci să sunt frica asta în oameni. Uh-huh. Apropo, îți imaginez că trebuie să te întorci la serviciu și să stai cot la cot cu colegul de birou? Da, m-am gândit și nu odată la acest moment. Le e dor colegilor de tine? Zic, Tania, vină la lucru, ne e dor de tine, vrem să te vedem, să te întrebăm. Apropo. Da, mă sună, mă întreabă, cum mă simt? Când da, zic să mai stai acasă, nu? Nu știu, adică n-am comentat momentul, stau ca asta o să vină. Când eu mă sunt recuperată și sigură pe faptul că sunt depășit 100% de urmări și de boală pe care am trecut și ca să nu acasă. Uh-huh. Dispar un pic, hai să o întreb și pe doamna Viorica. Doamna Viorica, care este atitudinea în societate față de cei care s-au tratat de COVID? Apropo, la locul de muncă, lumea știe că ați avut COVID sau nu? Nu. Am preferat să ascund această informație pentru că am urmărit dintr-o parte atârnarea în general față de pacienții bolnavi de această boală și de informația care se aducea în general despre persoanele bolnave. Am văzut foarte multe reacții de protecție din partea persoanelor. Și de aceea am evitat acest fapt. N-am comunicat nimănui, m-am stăruit să cunut chiar și rudele, n-am comunicat nici rudelor că am avut această suspecție gravă, dar am ținut foarte multă legătură cu colegii mei care au rămas în Moldova și practică și care lucrează pe protocoale. I-am contactat pe ei și am avut informații foarte mult adăugătoare și de la ei încă și îi mulțumesc foarte mult pentru aceasta. Ne-ați întrebat de comunitate. Comunitate oficială nu avem.
dar să știți că ne susținem foarte mult unii cu alții, pentru că am trecut printre aceeași durere, printre aceleași situații de criză, foarte critice pentru noi, și când auzim că cineva a fost bolnav, ne stăruim numai decât să le spunem măcar cuvinte de susținere, cuvinte de bunăvoință. Eu colaborez foarte mult cu persoanele și din Londra, care au fost bolnave, și din Spania, care au fost bolnave, și chiar și aici, din Italia, cunosc câteva persoane cu care tot contactăm pe Facebook. Și să știți că apare o solidaritate între noi. Într-adevăr, durerea ne unește foarte mult. Care este starea de spirit în acest moment? Ce se întâmplă în orășelul în care locuiți? Este lumea afară, cu măști, fără măști, la plimbare, plimbă copiii, plimbă câinii, plimbă soțul, soția și așa mai departe? Deci, la noi aici, în Italia, legea lucrează. În primul rând că fără mască nu iese nimeni. Chiar și copilul mic are mască la gură. În afară de aceasta, se păstrează numai decât distanța socială. Dezinfectante sunt la intrare și în autobuz, și în magazin, și în farmacie. Unde nu te duce la ușă numai decât este și dezinfectant. Mănuși obligator tot așa peste tot. Da, s-au început activitățile care sunt legate de economie, activitățile care sunt legate de turism până ce sunt încă închise și aceasta limitează accesul persoanelor de avenire. Vreau să vă spun că faptul că foarte conștient lumea s-a târnat la informația care a fost adusă, la această cerință, lege de a sta acasă, a jucat un rol foarte important. Pentru că aceasta a fost prima măsură de prevenire a bolii și de nu a răspândi și nu a crea focare mai mari, mai importante. Vreau să o întreb și pe Tatiana și pe doamna Domnica, dacă ar fi să faceți un mesaj pentru toți cei care nu au răbdare să circule pe străzi, să iasă în parcuri, să meargă la petreceri, la nunți, la cumătrii, voi care ați trecut prin acest coșmar, ce le-ați spune? Aș da un mesaj la toți locuitorii, nu numai în Moldova, dar și așa, să fie mai perseverienți, mai precauți în toate punctele de vedere, ceea ce ține de măști, mănușă, distanța socială, ca acest virus, dar este un virus foarte greu și un virus care au dat decesul foarte mulți oameni. Și vreau pe linia dumneavoastră să le mulțumesc tuturor medicilor care au stat în vreajma mea zi și noapte, acelor asistenți medicali care au avut răbdare cu mine și vreau să le mulțumesc și tuturor rudilor, cunoștinților. Cel mai mult vreau să-i mulțumesc și lui sora mea care i-a spus că a stat în genunchi. V-am pierdut, vă văd doar emoțiile pe față, dar îmi dau seama că sunt emoții vii, adevărate, așa că nu o să vă mai chinui. Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru că sunteți deschiși și pentru că ați vrut să ieșiți în legătură directă cu noi. Pentru că sunteți eroi care dați exemplu și altor oameni tratați pe care îi rugăm să iasă la lumină, să nu le fie frică să spună prin ce au trecut și în felul acesta să mobilizăm mai multă lume. O seară bună tuturor! Sănătate multă! Un car! Și dacă avem nevoie de voi, vă rog să fiți oamenii deschiși, care deja din prima linie și din prima sursă ar putea să ne dea o informație. Mulțumesc din toată inima, să vă dea Dumnezeu putere să fiți alături de familiile dumneavoastră. Iar noi probabil o să schimbăm un pic registrul și o să vorbim despre altceva, dar tot în contextul pandemiei. Da, apropo, aș vrea în mod deosebit să remarc că atunci când am întrebat-o pe Tania Bujor, fiica Domnicăi Bujor, de la cine s-au infectat, nu au găsit un răspuns. Mi-au zis doar așa, mama merge la serviciu cu transportul public, a mers și câteva zile după ce s-a anunțat starea de urgență, s-a simțit rău, a venit acasă și în 3 zile a fost dusă cu urgența în stare gravă deja. Am întrebat apoi cine s-a molipsit de la dumneavoastră și am auzit un răspuns foarte frumos
nimeni în afară de membrii familiei mele. Deci, doamna domnică, după care a fost Tania împreună cu băiețelul Adrian și tata Sergiu a trecut prin această pandemie, doar că tata a fost mai asimptomatic, dar de fiecare dată când dădea testul, acesta era pozitiv, așa că medicii au încercat mai multe feluri de tratamente ca să îl readucă la o stare negativă a bolii. Doamna Viorica Capcele, care este în Italia, și-a infectat fiul care stă cu ea, dar și acesta, fiind puternic, a reușit cumva să reziste. Atât cu aceste două familii frumoase. Vai, pe cine am eu în această clipă? Vreau să le spun bună seara! Hristos a înviat! Bună seara! Acum să facem cunoștință pentru cei care nu vă cunosc. Deși sunt sigură că rudele voastre sunt acum la ecran, e o frumoasă posibilitate să te vezi cu toate neamurile de la ecranul televizorului și de pe rețelele de socializare acum. Să trăiască cel care a inventat Skype, apropo. Așa, s-o pornesc cu partea dreaptă a mea. În mijloc este Violeta Popov, cea care de fapt a făcut conexiunile. Violeta este absolventă Academiei de Arte. Acum face masteratul și a vrut să-i facă mamii o surpriză frumoasă de ziua ei și în data de 6 martie a zburat spre Statele Unite. Mama s-a bucurat tare mult, noi am văzut pe rețelele de socializare acest cadou pe care Violeta, împreună cu sora ei, Viorica, stabilită de 10 ani în Statele Unite, împreună cu soțul ei, moldovean și el, Vladimir, dar care lucrează la Chicago și e cam greu să ajungă la ora asta acasă, da? Au pus la cale surpriza. Apropo, aveți și un pui de om, Damian, dacă o să vedeți un pui de om alergând pe aici, micuț, sau ce face? E pe acolo, nu? Am vreo să-l ținem. Este copilul Vioricei și al lui Vladimir. Doamna Ecaterina a fost cea omagiată. Și vorba aia, avionul nu s-a mai întors. Iată și puiul de om. Salutare! Vorba aia, biletul a fost cumpărat dus întors, doar că, așa cum mi-a zis Violeta, nu a mai putut să revină în Europa, acasă, în Republica Moldova. Așa este? Așa este, am rămas un pic blocată, dar mă bucur foarte mult pentru că i-am pe cei dragi aproape. Și mă bucur foarte mult, cum ai spus și tu, Rusalina, mă bucur foarte mult să dai multă sănătate lui care a inventat Skype-ul și Viber-ul și Facebook-ul și toate astea. Spune-mi, te rog, de câte ori s-a amânat zborul spre Europa? Când trebuia să revii acasă? Cred că s-a amânat. Inițial trebuia să vin pe 26 aprilie, apoi mi s-a amânat pentru data de 1 mai, după care mi s-a mai amânat încă o dată pentru data de 20 mai, și acum, nu știu, cel puțin așa cred și sper din tot sufletul să ajungă pe data de 29-30. Deci mă rog la Dumnezeu să fie totul bine și să ajung acasă, pentru că mi-e foarte dor și de prieteni și de rude și de verișorii mei care avem acum. Da, hai să salutăm și pe ei și după asta mai vorbim și povestim. Peresecina Orhei este în legătură directă cu Miami, cu statul Florida din Statele Unite. Ștefan este verișor cu Violeta, Natalia este soția lui Ștefan și aici e Veronica, nu? Cea mai mare dintre fiicele voastre. Mai e și Tatiana, care are vreo 3 anișori. Tatiana e numele bunicii a mamei tale. Și este și Alexandru, puiul Alexandru, care e în cinstea bunicului, care e frate cu doamna Ecaterina. Și am înțeles că e și el undeva pe acolo. E domnul Alexandru pe lângă voi? Trebuie să vă strângeți cumva. Da, să vă. Bună seara, Hristos a înviat! Uite, mă bucur, doamne, ce mă bucur să vă văd! Frățioare, dă-ți Salut! Ce frumos e când se văd nemurelele. Domnul Alexandru, vreți cumva să mergeți în Statele Unite într-o vizită? Neapărat! Doar și vă 20 de ani să-mi treacă spaima de două. Veronica, eu cred că trebuie să te apropii și mai mult de mami, dacă poți. Poți să te dai mai lângă ca mami? Ca să-l vedem pe Nanu. Așa, să-l vedem deci, și pe Nanu, nu? Violeta e Nanu. Da, e nașul de botez. Doamna Ecaterina, de cât timp sunteți în Statele Unite? De un an și două. V-ați obișnuit sau nu?
Încă nu. Da, s-a obișnuit, dar este foarte dorut când le filmează. Acum îl vede pe fratele. Dar mama, te rog, hai să îmi salutați și pe tata de la televizor. Știu că și tatăl tău, Violeta, e aici acasă, Moldova, și te așteaptă măcar pe tine să-i faci un borș cald, dacă soția s-a dus tare departe. Așa e, nu am legătura cu el, dar ne urmărește. Îl salutăm, îl pupăm și abia așteptăm să ne revedem cu el. Viorica, vreau să te aud. N-ai uitat limba română? Nu, absolut deloc. Noi în familie vorbim doar română, pe ăsta micul vorbește doar română. Credem că este un lucru foarte important să nu uităm de unde venim și respectiv toată cultura, obiceiurile, inclusiv și limba. Mai mult decât atât, mătușa cântă muzică populară și e cu folclorul. Și să știți că știe toate sârpele și horele, deci știe cum să danseze, știe pasul. Așa că e moldovean și el, nu e... Apropo, Viorica, știu că lucrezi în aceste momente, deși este pandemie, nu stai acasă și ai un copil mic, mama e bona, cea mai bună din lume, iar tu lucrezi într-o maternitate privată, din câte am înțeles, ai grijă de graviduțe, deci ești în prima linie, dacă s-aș putea spune. Exact, din... fericire, să zic așa, eu activez într-o specialitate care nu poate fi oprită, deci lucrez cu foarte multe mămici, graviduțe care trebuie să nască, uite, de azi pe mâine, din cauza asta ele au nevoie mereu să fie sub supraveghere și oficiul la care activez sunt asistentă doctorului. Respectiv noi suntem mereu cu măștile, cu mănușile, dar mereu suntem, adică oficiul este deschis pentru ca să putem vedea graviduțele noastre de fiecare dată în oficiu. Să știți că nici cei din Republica Moldova nu stau acasă, deși e anunțat peste tot, stai acasă, așa cu hashtag frumos. Natalia este și ea medic de familie, mergem fiecare zi la muncă. Iar Ștefan e și el pe drumuri ziua întreagă și comunică cu foarte multă lume. Așa că, domnul Alexandru, nu știu cum vă păzesc copiii ăștia, dar ei aduc virusul acasă. Cum zice mama mea, ce bine că mă țineți în casă, dar circulați voi toată ziua încolo și încoace. Nici bine el nu stă acasă. Natalia, îți este greu să mergi la muncă în fiecare zi? Nu. Ți-e frică? Este ușor că în fiecare zi mă duc cu transportul propriu și nu într-un contact cu foarte multă lume. Din fericire suntem protejați de un ordin al Ministerului în care comunicăm cu persoanele bolnave, cu pacienții prin telefon și prin toate sursele care ne permit. Și limităm foarte mult contactul cu pacienții, cu toate că este foarte greu pentru pacienții și pentru noi, dar încercăm să ne integrăm în condițiile care ni s-au pus, să facem tot ce putem pentru ei. Ah, Veronica, vrei la școală? Da, vreau la școală. Ți-e dor de colegi? Da. Cum faci lecții? Prin Zoom, prin Skype? Primești indicații pe Viber? Care e situația acolo? Noi facem lecții online, dar totuși foarte tare mi-e dor de școală. Acolo mă întâlneam cu colegii, ne distram la pauze și mi-e dor și tare de profesoară. Dar îți pune note profesoara sau floricele de aia, știi, cu excelent, bine, bravo, superlativ, cum e în clasele primare? Nu ne pune note, ne pune cu diferite simboluri, da. Niște... Calificativ, Veronica. Cine-ți conectează dimineața calculatorul? Stai bine cu tehnica? Cum e cu organizarea în familia voastră? Dacă mama și tata lucrează și bunicul nu stă pe acasă, cine are grijă să fie copii la calculator și să bifeze prezența atunci când doamna învățătoare face apelul? Tata, după ce vine de la serviciu, îmi pune repede telefonul sau calculatorul și fac lecțiile. Deci tata lucrează noapte și dimineața vine acasă, am înțeles. Tata vine foarte repede acasă de la serviciu, adică 2 ore dimineață, tare pe răcoare, plecăm și repejor înapoi acasă. Nu ne întâlnim cu virusul.
Acum nu o să dăm nume, dar lucrezi la o fabrică de panificație și cumva e adevărat că pâinea dimineața trebuie coaptă și adusă în magazine. Domn Alexandru, mai aveți un băiat care nu este în Republica Moldova, e și el în Germania, tare departe de casă. Încercați să-i spuneți să se păzească, să se ferească, să poarte mască și mănuși. Da, retrăim, doamna Rosalinda, de copilaș, că e, mă rog, e matur deja, dar tot ca când e micuțul tati. Rămâne. Da, și de câte ori vorbim, întotdeauna spunem, pune mască, dar nu că la noi nu port măști, tu pune mască, lasă, tu protejează-te. Eu la toți le spun așa, și la ăștia, și la ceia, și la cei din America, protejați-vă, păstiți-vă și... Vedeți că se râd, știu că le... Domnul Alexandru, dar dumneavoastră de care mască aveți? De cei de unică folosință sau de cei care o spălați și o prindeți cu cleștele pe sârmă să se usuce, o călcați și o puneți la loc? No, noi avem 4. Dimineața, știu, fiecare oră le schimbăm și seara, tot așa. Aha. Noi ne protejăm și familia totul protejăm să fim sănătoși. Dar vă imaginați când o să vă adunați tot neamul împreună la o masă de sărbătoare, la o masă de Paști, la hramul satului, nu știu, la o nuntă? Abia așteptăm! Doamna Rosalinda, noi întotdeauna ne întâlneam și anul ăsta trebuia să ne întâlnim, dacă nu era nevoia virusul ăsta, păi sora trebuie să fie deja venită cu Violeta, dar așa s-a întâmplat, ce să faci? Eu cred că să trecem și greutatea asta și virusul ăsta. Da. Dacă să ne protejăm, da. Să ne păzim și să fim tare responsabili. Așa este, să ne ajute Dumnezeu. Violeta, mi-a zis că nu-ți imaginezi să locuiești în Statele Unite. Ce ți lipsește de acasă în aceste clipe? De ce ți-e dor? Vai, ce să zic? Să știți că mie îmi place aici, e foarte frumos, e foarte bine. Să știți că carantina nu am simțit-o atât de mult, pentru că atât timp cât afară este cald și soare, e și în suflet la fel de cald și sunt la fel de pozitivă. Dar îmi lipsește foarte mult activitatea mea, îmi lipsește muzica, îmi lipsesc prietenii, colegii de acolo și mi-am dat seama că, nu pot să, nu fără muzică, fără activitatea mea care o fac acolo. Să știți că acum dau seama că mi-e foarte dor și de evenimentele la care cântăm, mi-e dor de colegii mei muzicanți, mi-e dor de lăutarii de acolo. Aici nu prea se simte treaba asta și plus la toate mai sunt și sărbătorile astea de Paști, care încercăm noi, mai facem o pască, mai vopsim un ou, că așa sunt moldovegile în orice colț al țării, dar oricum nu se simt sărbătorile astea așa cum se simt acasă. Lasă, în schimb ai avut o vacanță pe cinste, ești bronzată, mi-ai zis că e foarte cald în Miami. Câte grade, apropo? Ce oră e la voi, apropo? La noi e 1. E 13.00. Și ajung vreo 30 de grade? Sunt vreo 30 de grade? Aproape. Da, cam 30 de grade. Și acum la noi plajele sunt închise în regiunea unde suntem noi și ne gândim să mergem într-o mică vacanță de weekend, dacă ne ajută Dumnezeu, să ajungem și noi la plajă, poate. mai așteaptă cineva ca să intre în emisie cu noi, dar tare vreau să-ți amintești de activitatea ta de acasă, dacă tot ai zis că îți place să cânti și că ți-e dor de Moldova, pentru noi cei care te privim, dar și pentru verișorul tău, și pentru Nanu, și pentru Veronica, și pentru Natalia, vine ceva, măcar o stropă și un refren, așa ca să te simți aici acasă printre noi. Mare drag! Deci prima melodie care îmi vine acum e o melodie foarte frumoasă, cred că o cunoaște toată lumea. Și apropo, Rusana, vreau să zic că înainte să vin în America, cu câteva zile am cântat acolo la voi în studio, la Eurovision, și acum chiar mi-a făcut o mare plăcere și chiar mă bucur să vă revăd. Îi salut pe toți cei din regie, cameramane, toți cei care au venit astăzi ca să facem această emisiune frumoasă. Deci vă cânt cu mare drag o strofă și o refren din melodia Du-mă, Moldova, da. Te ascultăm. Aseară am țat că luna m-a furat și m-a lăsat într-o poveste. Palate de azur,
Lumină mult în jur, dar un alt loc mai drag nu-mi este. Un plaiont am crescut anume, este cel mai drag din lume. M-am rugat atunci la mare, la copaci, la flori, la soare, să mă duc în țărișoara mea. Du-mă, du-mă în seara doinelor, du-mă, du-mă în seara florilor, du-mă, du-mă, îmi zice inima, du-mă, du-mă în Moldova mea. Gata, nu mai vreau să cânt, că mi s-au umplut ochii de lacrimi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Să aveți parte de zile frumoase, senine. Să ne revedem cu toții acasă. Să călcăm iarba asta care miroase a Moldova. Să ne prindem cu toții într-o hora neamului. Mulțumesc celor de la Orhei. Să ne trăiți, să fiți sănătoși. Mulțumesc Ștefan, Natalia, Veronica și Alexandru. Revine în Moldova mea. Așa este, doamna Caterina, Violeta, Viorica, Damian, salutări și vouă, numai bine tuturor. Ce m-ați emoționat, ce o să zic, de ce? Frumos. Sincer, nu-mi imaginam vreodată. Vreodată vouă, ne-am văzut. Mulțumesc, Alina, din suflet, pentru acest apel, din suflet vă mulțumim. Eu vă mulțumesc că v-ați conectat. Acum lăsați-mă pe mine să-mi plâng de jele și să zic foarte simplu că nu mi-aș fi imaginat niciodată să reușesc să fac emisiuni de astea de familie, emotive, prin Skype. Întotdeauna am fost omul emoțiilor, omul care practic a cerșit comunicare pentru ca să vadă lumea la față. Și acum mă pomenesc cu draga mea, Violeta, pe care am văzut-o ultima dată în studioul ăsta, în perioada Eurovisionului, că e în Statele Unite, blocată frumos printre neamuri și cântă de dor și de dragoste de draga noastră Moldova. Dar acum o să stau de vorbă cu cele mai frumoase, cele mai inspirate și cele mai dragi mămici moldovence din lumea întreagă. Încet, încet încercăm să le conectăm. Și apropo, există o planetă în Republica Moldova unde e pace, unde e liniște și unde orice poveste are un final fericit. Este planeta Clownela. Iar cei care au însuflețit-o și care încearcă să o țină pe linia de plutire în această perioadă complicată este familia Grădinaru. Este Elena și Eugen. Bună seara! Salutare! Vreau să-ți aud râsul și zâmbetul! Bună seara și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Și bine ați venit pe bucățica noastră de planetă, pe planeta Clownela. Acum, ca să deschid parantezele, ce legătură au aceste trei pătrate între ele? După cum bine știți, spectacolele nu mai pot merge pe viu, lumea nu se mai adună în sălile de spectacole și atunci, cumva, cei care au uns arta pe pâine au rămas văduviți. Dar Elena și Eugen au găsit o modalitate tare bună de a trece în spațiul online. Deci ei au reușit, de bunăvoie și nesiliți de nimeni, să imprime povești și să facă live-uri cu copiii din lumea întreagă. Iar mămicile, care se află la mii de kilometri distanță, s-au conectat, tocmai pentru că își doresc să vorbească cu puii lor în frumoasa limbă română. Așa că o am aici pe Nata, din Amsterdam, din Olanda. Salutare, Nata! Salut, Nata! Bună seara! Nata este mămica doi pui, are o fetiță și un băiețel. Da, iată, el e flăcăul, nu? Hai să facem cunoștință! Vine aproape de mami? Eu sunt Rusalina, salut, tu cine Nicita ești? Salut, Clownela! Și Rusalina. Și tu ești, cine ești? Cum te cheamă? Apropo, de un an și ceva sunteți la Amsterdam, ați locuit vreo 4 ani la Cluj-Napoca, după care ați mers acolo. Mi-a zis Nata, pentru o educație mai bună pentru copiii ei și neapărat o să vorbim despre asta, dar vreau să salut și mămica aia inspirată care muncește de înzor să facă un puzzle în patratul de jos. Este Natalia Luncașu, care e în Irlanda, în Dublin. Salutare! Acolo e Bogdan și Mădălina. Hei, Bogdanel! Bogdanel este băiețelul Nataliței, iar Mădălina este nepoțica ei de la soră. Elena, zi-mi acum, cum reușești să conectezi atâta lume frumoasă în jurul tău? Eu mă bucur că fetele care sunt acum live aici
Eu am reușit să le cunosc mai întâi pe adevărat, bine, mai puțin pe Nata din Olanda, care este acum, dar multă lume pe care ne urmărește și ne dă un feedback la ceea ce facem e lumea care ne-a cunoscut mai întâi în viața reală și după care au trecut și pe online, dar pentru că după fiecare spectacol online eu mă strădui să țin legătura și răspund la comentarii, întreb dacă le-a plăcut spectacolul, aflu că foarte multă lume nu a reușit să ne vadă în sala de spectacol și ne-au descoperit anume pe online. Și asta ar fi cumva unul din plusurile acestei perioade, care na, nu e cea mai colorată. Nata, zi-mi acum cum reușești să ții copilul la un ecran ca să privești o poveste și ce povești frumoase știe să spună clounela în fiecare seară, de alea cu final fericit, nu? Da, cred că asta mi-a plăcut cel mai mult la spectacolul de clounele. I-am zis și ei ulterior în privat că copiii mei, spre exemplu, nu știu de poveștile clasice. Și primul spectacol pe care l-am urmărit eu online și mi-a plăcut foarte mult că clounela încearcă mereu să adapteze textul, să includă printre spectacol muzică, dansuri. Și cu Nikita, dacă am reușit să merg la câteva spectacole live, offline, cu Daria nu am reușit și atunci când am văzut că clounela difuzează spectacolele și online și noi putem să le vedem de head-head de parte de Republica Moldova, am vorbit cu Nikita, i-am spus că uite, hai să încercăm un spectacol și după aia îmi zici cum a fost. Și el are 7 ani, deci nu mă așteptam să-i placă atât de mult, mă așteptam cumva numai Daria să fie foarte încântată, dar spre uimirea mea, ei ambii stau conectați în fața televizorului. Și urmărim spectacolul cap-coadă. Da, Nătălița din Dublin, nu? Așa, ca să vă fac diferența acum. Am înțeles că este esențial pentru tine, ca băiatul tău, să vorbească limba română și cumva poveștile astea îl țin conectat la ceea ce înseamnă a fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. Da, bine, noi, pentru el este mult mai interesant să descopere prin televizor, din simplu motiv că noi avem politica de fără gadgeturi, fără tehnologii în casă, respectiv în momentul în care noi îl lăsăm să se uite la o poveste, pentru el e o libertate din asta așa mai modernă. În plus, fiind în diaspor pentru noi și în momentul în care Bogdan a pornit la grădiniță la 2 ani și jumătate, cam așa, vorbea 10 ore pe zi numai în engleză. Iar asta a fost important pentru noi să păstrăm sau să creștem balanța pentru limba română acasă, în așa fel încât să nu vorbim deloc engleză și numai română. Iar ceea ce faci cu Băunel acum ne ajută practic pe noi în carantină, eu și soțul meu, noi lucrăm de acasă, ne ajută practic să îi diversificăm planul de activități și să îi ajutăm să păstreze conexiunea și ceea ce se întâmplă acasă. Da, vreau să te laud. Ești inițiatoarea proiectului Mame în IE, Irlanda, cum ar veni, sau în IE, acum cum vrei așa o iei. Exact. Și încerci să ții legătura cu toate mamele moldovence din Irlanda, tocmai pentru a împărtăși experiență și pentru ca puii voștri aflați departe de casă să nu uite limba mamei și limba bunicilor. Exact. E important să păstrăm comunitatea asta, să o întreținem și pentru noi mamele, pentru că totuși emigrarea vine la pachet și cu o serie așa de întâmplări mai puțin fericite pentru sufletul nostru și respectiv e important să păstrăm legătura asta, plus pentru copii. Nu aș accepta ca peste ani de zile Bogdan să nu știe limba română și în felul ăsta e bine să știe că mai există și alți copii care vorbesc în limba română. La un moment dat s-a împrietenit cu Răzvan, un alt băiețel de vârsta lui, care la fel vorbește în limba română și pentru el, fiind un copil nou în comunitatea lui care vorbește în limba română, spunea, el e fratele meu. Eu vreau să o provoc și pe Eugen la discuție. Eugen, te-am văzut înainte de a intra în emisie directă că ești cel mai cool, fain și răbdător cameraman din lume. Deci tu ai o nouă meserie mai nouă, așa este? Așa este, da. O învățăm. Pe zi ce trece, tot mai bine și mai bine.
Zi-mi, te rog, cum a apărut în capul tău ideea asta că de azi o să-ți filmezi nevasta, o să tai, o să montezi, o să o vezi așa chitindu-se de dimineață până seara, îmbrăcându-se în costumul ăsta de scenă și imprimând. Hai, încă o dată, încă o dublă, dă din dreapta, dă din stânga, nu? Cam da, doar că noi asta am încercat, eu am încercat mai înainte să o facem. Noi, permanent au existat alte motive, iar acum mai sunt alte motive de ocolire și o facem de acum, nu cu desoare, dar cu plăcere în fiecare zi. Da, eu aproape o zi de zi sunt îmbrăcată în costum, pentru că de luni până vineri, la ora 8:30, ies live pe Facebook, unde încerc cu copiii să discutăm diferite teme. Săptămâna asta, de exemplu, am vorbit despre animalele domestice, săptămâna trecută despre sport, cealaltă săptămână am avut curiozități din lumea animalelor sălbatice. Apropo, hai să vă întreb pe voi, din curiozități, că copiii care mă urmăresc știu asta. Asta e dificultate. Girafa are așa o abilitate că își spală ceva de regiunea capului cu limba. Ce credeți că își spală girafa? Urechile. Urechile. Bravo, mătule! Bravo, da, bomboană! Are limba mare de 50 de centimetri și își spală urechile cu ea. Și la ora 9, la noi, în fiecare seară, aici și în weekend, noi avem povești cu Clownela. Sunt povești pe care noi le înregistrăm, după care le arătăm la ora 9. Astăzi, iată, după emisie, fuguța la poveste, cât pe canalul de YouTube, atât și pe Facebook. Păcat că nu o văd pe Gabriela și pe Mihaela, fetițele voastre, pentru că și ele sunt foarte active acolo, fac mesaje fel de fel. Dă-mi voie să o întreb și pe Nata, ca să nu o plictisesc doar ascultându-ne. Știu că foarte multă vreme ai ținut un blog în care îți puneai gândurile, ideile, mesajele, dar nu știa lumea cine este. Și sunt tare curioasă să știu de ce, sper că mă aude lumea chiar dacă nu reușește să mă vadă. De ce nu-l mai țin? Sau... Nu, te-ai dat pe față, te-ai dat în vileag, acum lumea știe cine scrie. Acum nu mai scriu, din păcate, pentru că în momentul în care am ieșit din anonimat, mi-a fost mult mai greu să-mi exprim direct gândurile și acțiunile sau tot felul de chestii. Și când am văzut că nu sunt înțeleasă corect și sunt mai mult judecată, am renunțat. Dar... pentru că, oricum, în online lumea percepe altfel mesajul. Dacă aș fi vorbit așa, nu știu, în realitate, să mă audă lumea, să vadă tonul și atitudinea, poate nu aș fi fost așa. Ai zis că ai mers în Amsterdam pentru că îți dorești o educație mai bună pentru copiii tăi. Dacă ai putea să-mi spui, nu știu, în 10 cuvinte sau în 2-3 fraze, ce înseamnă, din punctul tău de vedere, ca mamă, o educație mai bună pentru copiii tăi? O educație mai bună pentru mine înseamnă cu înțelegere și compasiune. Deci nu, noi am încercat și în Republica Moldova să dăm băiatul la grădiniță și după aia am plecat în Cluj-Napoca exact din acest considerent, crezând că cumva educația preșcolară în România e diferită sau mai bună, ca să zic așa, decât Republica Moldova. Însă eu sunt pentru o educație cu blândețe și fără să inhib copilul, fără să, nu știu, să judeci sau... Și când am văzut că nu ne convine nici acolo cum se manifestă unele lucruri, am hotărât să mergem în Amsterdam. Am ales, de fapt, Olanda, anume din punctul ăsta de vedere, că copilul învață mai mult prin jocuri. Chiar dacă are 7 ani, Nikita învață și acum la vârsta asta prin jocuri și el primește mult altfel multitudinea de informații. Deci nu o primește ca că trebuie. Dar vine cumva natural de sine. Pentru mine asta înseamnă. De câte înțeleg, grădinițele sunt închise și în Irlanda și în Olanda în această clipă. Ce faceți cu copiii, da? De luni școlile se deschid în Olanda, dar doar pentru 2 zile pe săptămână. Și de când suntem în carantină, am studiat pe câteva platforme de acasă. Deci nu a fost închis sistemul de învățământ. Ne-am acomodat platformelor. Da. Natalia, tu și soțul tău lucrezi de acasă. E complicat cu copilul? Acum mai e și o nepoțică. Noi avem norocul să avem un program mult mai lejer. Bogdan este abia în clasa pregătitoare, cum ar veni aici, pentru primul an la școală.
și e mult mai lejer program. Au diferite teme, dar nu neapărat să corespundă și nu trebuie să trimitem în fiecare zi teme legate făcute. Pentru că ei vor revizui deja programul școlar și din septembrie vor porni de punctul de unde au rămas. Când a venit carantina. Eugen, Elena, sunteți atât de fericiți amândoi și aveți un zâmbet atât de larg. Spuneți-mi, vă rog, un singur lucru înainte să vă pun să ne cântați pe final de emisiune. Atunci când ați fost împreună cu familia extinsă pe canapeaua de la o seară în familie, în studioul mare al televiziunii, unde am cântat și am dansat împreună cu toții, aveați un vis să faceți un spectacol mare de animație pe Stadionul Republican. Visul ăsta mai trăiește în capul vostru? Acum, la mine, de exemplu, s-a redus la visul de a ieși din nou pe scenă, adică ca să revenim la spectacole offline, cât mai, adică măcar în acest an, pentru că nu este clar cum o să deruleze toată istoria asta mai departe, dar cred că noi am mutat deadline-ul pentru Zimbru. Exact, sunteți tare bravo și sunteți optimiști și asta contează. Hai să cântăm! Mă uit la ceas și depășim timpul. Doar atât vreau să zic eu. Și fetele. Așa că noi am făcut repetiții. Deci toți copiii acum trebuie, care ne urmăresc, vă exact. Văd așa și le strigă pe Gabriela și pe Mihaela, da? Haideți! Și Mădălina poate să danseze și Nikita, dacă Nata, dacă te aude, poate să se ridice în picioare. Eu vă mulțumesc tuturor, după melodia asta o să oprim cumva emisia, așa că o lăsăm pe Clonela să danseze împreună cu toți copiii din Moldova și nu numai. Deci, noi le strigăm acum Gabriela! Hai, toți împreună, tare! Și Gabriela! 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 Salut! Spune-le, salut! Salut! Doar că ea astăzi nu e Gabriela, dar e... Ce ești? Alisa! Din Țara Minunilor! O strigăm și pe Mihaela? Da! Hai, împreună, tare și... Mihaela! Mihaela! Spune-le mai aproape! Spune-le, salut! Salut, tare! Dar tu cine ești? Rapunzel! Eu zic că trebuie să dansăm împreună cu copiii. Vreți? Da! E o bună idee! Aha! Foarte bine! Dar cum trebuie să chemăm muzica? Ia spune! Trebuie să punem mâinile sus, uite așa! Și chemăm muzica! 1, 2, 3! Hai la joacă! Ne rugim! Chica! Vrei! Și toată lumea! Haide! Hai mânuțele sus și bang-bang-bang! Hai mânuțele jos și bang-bang-bang! Facem sport și dansăm, să fim tari ne antrenăm! Dansul nostru tare! Scorpi orti, scorpi orti! Hai pe dreptul sărim și top, top, top! Și pe singur pornim și hop, hop, hop! Dus în mereu, mereu! Sportul e ca un joc! Dansul nostru! Scorpi orti, scorpi orti! Tare și voi! Scorpi orti, scorpi orti, scorpi orti! Hai mânuțele jos, dreapta porni și stânga la trei și reveni. Ne-a plecat, ridicăm, nu trișăm. Sporti, ordi, sporti, ordi. Mâinile scuturăm și din din dom și pe loc alergăm și toată inima, continuați să dansați, dar noi ieșim încet, încet din emisie. Mădălina, ești tare bravo, Nata, îți mulțumesc din toată inima. Reușesc eu cumva să te prind într-o discuție mai lungă, pentru că știu modalitatea de ta de a-ți educa copii este absolut deosebită și tare, vreau să mai stăm la taclale. Nătălița, îmi doresc tare mult să aflu despre comunitatea mamelor tare mai multe, dar avem o viață înainte să discutăm și să povestim și să mergem și la spectacolele Clonelei. Oameni buni, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să fiți cu adevărat fericiți. Viața merge mai departe. Seara bună tuturor!